Motivele reale pentru care Diandra nu știe dacă va continua idila cu Andrei după emisiune. Ispita a recunoscut totul, mă simt sufocată, simt că suntem deja superlipiții. Deși Diandra îi dă dovezi de afecțiune lui Andrei, Ispita recunoaște că se simte sufocată și că are nevoie de puțin timp pe care să-l petreacă doar cu ea pentru a-și pune gândurile în ordine. Andrei nu se aștepta la o astfel de situație, însă nu reacționează în niciun fel, ci doar o aprobă încet, îmbrățișind-o. Cei doi au petrecut puțin timp împreună afară, iar Diandra a ținut să-i recunoască lui Andrei că are nevoie de puțin timp și spațiu. Tu ia-ți timpul tău și eu îl iau pe al meu. Iubirea mea îndrăgostită. Iubesc zâmbetul tău, ești atât de frumoasă. După ce Diandra s-a retras, aceasta i-a recunoscut colegei de cameră că se simte sufocată de ceea ce se întâmplă cu Andrei. Pentru că am zis că simt că deja începe să se lipească prea tare treaba și mă simt sufocată. Deci mă simt sufocată. Și cunoscându-mă pe mine, cumva. Îmi place de el ca și bărbat, îmi face plăcere să stau în prezența lui, că altfel n-aș putea să stau atât lângă el.